Muzeografii din cadrul Muzeului Regiunii Porților de Fier au susținut astăzi conferința finală a proiectului Să țesem împreună scoarța unirii. La conferința finală lansăm albumul care este conceput în urma activităților desfășurate în acest proiect. Pe această cale vrem să le mulțumim celor care au fost, nu numai cu sufletul, dar prezențe active alături de noi, dar a fost posibil ca acest proiect să fie unul de succes. În album vom regăsi activitățile proiectului, urmând, de fapt, activitățile realizării scoarței și vom regăsi colecții importante din Comuna Ponoarele. Cele trei colecții surprinse în album sunt colecția familiei Dumitrașcu, cea a doamnei Elena Pătrașcu și a familiei Martinescu, albumul Străbate firul trudei creării scoarței, de la proiectul acesteia până la realizarea capodoperei Măiestriei Țăranilor Români, scoarța, care este un obiect de patrimoniu ce definește poporul român în evoluția sa milenară. Pentru a ajunge la produsul final, care este în istorie și așa am conceput și proiectul, rod al muncii în echipă, presupune multă trudă pe etape, de la concepe armonia culorilor, a formelor, până la a le pune în operă, de la torsul lânii, vopsitul lânii, șirarea ițelor, țesutul în sine. Toate acestea s-au făcut dintotdeauna prin hărnicia și creativitatea poporului român. De altfel, proiectul a putut fi implementat cu succes și datorită implicării autorităților locale. Comunitatea din Ponoarele a fost partener în acest proiect, mai ales că suntem prin locul unde suntem puși în Ponoarele, dintotdeauna și la ora actuală se mai țese scoarță. Scoarța a fost prima, printre primele forme de meșteșug în toată zona de nord a Mehedințului. Pentru am crescut cu război în casă, având în vedere că mama mea și până acum 15 ani a țesut la război. Proiectul este un elogiu adus acestui meșeșug, astfel că, prin parteneriatul dintre Muzeul Regiunii Porților de Fier cu un ONG din Belgia, Le Village Roma, în album se regăsesc asemenea activități și produse de patrimoniu și din alte țări ale lumii, ceea ce înseamnă că omul, oriunde s-ar afla, dintotdeauna s-a preocupat de frumos și util.